Primul angajat din cadrul termocentralei Rovinar, pensionat în baza legii 197 deblocată săptămâna trecută, este unul dintre protestatarii care au stat timp de 4 zile în greva foamei în fața Ministerului Muncii și a Guvernului. Angajatul a lucrat peste 2 decenii la termocentrala din Rovinari. Decizia de pensionare a fost emisă de Casa de Pensii Gorj chiar a doua zi după ce ministrul Marius Budăi a trimis o circulară în teritoriu pentru deblocarea legii. În ziua respectivă, minerii și energeticienii aflați în protestul extrem au mers în fața guvernului. Proaspăt pensionatul are 52 de ani, împlinește 53 în luna decembrie. Anunțul a fost făcut de liderul de sindicat Manu Tomescu în această dimineață pe pagina de socializare.